Profesorii consilieri din cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Buzău, care activează în cadrul cabinetelor din județ, au avut serios de lucru pe parcursul primului semestru din anul școlar în curs. Au beneficiat de consiliere individuală peste 2000 de copii, aproape 800 de profesori și peste 500 de părinți, tematicile abordate fiind din cele mai diverse, de la dezvoltarea emoțională în cazul copiilor de grădiniță, dificultățile de învățare întâmpinate de unii copii din ciclul primar, până la creșterea respectului de sine și optimizarea relațiilor cu părinții întâlnite la preadolescenți și adolescenți. Aproximativ 2245 de elevi în semestrul întâi, 786 de profesori, printre care și directori, manageri școlari, și 525 de părinți, acestea fiind consilierile individuale. Procesul de consiliere presupune o întâlnire cu beneficiarul direct al acțiunii noastre și nu de obicei o singură întâlnire. Consilierea este un proces de durată, ea se poate desfășura pe un număr de minim 5-6 întâlniri. La sesiunile de consiliere de grup s-a lucrat pe diferite tematici, fiind implicați în acțiune aproape 3300 de elevi, sfătuiți de psihopedagogi cu privire la managementul învățării, dezvoltarea abilităților de comunicare, formarea unui stil de viață sănătos sau prevenirea absenteismului și a abandonului școlar. Asemenea, acțiuni s-au desfășurat și în mediul rural, în localitățile care nu beneficiază de cabinete pentru consiliere psihopedagogică. În școlar. În ceea ce privește consilierile de grup, au fost la nivelul județului Buzău consiliați și s-a lucrat în grupuri tematice un număr de 3292 de elevi și, așa cum vă spuneam, părinți la școala părinților 515. Este foarte important să precizez că, dincolo de activitățile pe care cabinetele de asistență, cele 33 de cabinete de care vă povesteam, le-au avut, le-au desfășurat, împreună cu Centrul de Resurse și Asistență Educațională și cu alți specialiști, ne-am deplasat în mediul rural la solicitarea profesorilor de acolo, unde nu avem cabinete, evident, în mediul rural. La nivelul județului, pe lângă cei 4 profesori care activează în Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, există alte 33 de cabinete școlare, 23 în municipiul Buzău, 7 la Râmnicu Sărat și câte unul la Nehoiu, Pătârlagele și Berca.